Persoanele aflate în situații defavorizate care primeau alimente de la Uniunea Europeană nu vor primi anul acesta nimic. Procedura de alocare ajutorului pentru persoanele defavorizate care constă în alimente de la UE s-a modificat. Alimentele nu se mai dau prin APIA pe baza unei decizii guvernamentale, ci prin Ministerul Dezvoltării, astfel că este nevoie de accesarea programului pe criteriile stabilite într-un ghid. Pe anul acesta nu s-au făcut distribuiri de pachete pentru că s-a modificat substanțial modul de derulare a programului și acum se așteaptă normele metodologice de aplicare. Grupul țintă a fost reconfigurat. Discutăm de data aceasta doar de 3 grupuri țintă, nu de 5 cum am avut anii anteriori. Intră ca și grup țintă în derularea programului sau altfel spus beneficiarii programului vor fi în primul rând persoanele care beneficiază de venitul minim garantat sau VMG-ul, cum îl numesc prescurtat cei de la minister. Apoi, o a doua categorie sunt cei care beneficiază de alocația pentru susținerea familiei și aici fac mențiunea că beneficiază toți din familia unde se acordă această alocație pentru susținerea familiei. Și există o a treia categorie de persoane, acele persoane care se află, spune ghidul, în situații critice, care fie că sunt într-o situație foarte defavorabilă din punct de vedere al situației sociale, fie că sunt persoane dependente de anumite servicii sociale, fie că sunt persoane care se află în categoria grupurilor excluse, gen nu au locuință, care au suferit, să spunem, sunt victime ale violenței domestice, care au fost alungate din propria locuință, care au locuințele afectate de calamități și așa mai departe, deci persoane vulnerabile, pot fi incluse în lista beneficiarilor acest program de ajutorare a persoanelor defavorizate pe baza unei anchete făcute de primărie și pe baza dispoziției primarului. Nu mai beneficiază de aceste alimente de la UE șomerii, pensionarii și nici persoanele cu dizabilități. Noutatea programului este introducerea unui kit de igienă pe care îl vor primi beneficiarii, care cuprinde săpun, șampon, detergent, perie și pastă de dinți.